Dar în sfârșit am decis împreună cu doamna doctor. Nu știam ce a pus aurica aici de s-a făcut rozul ăsta. Deci tu ți-ai băgat mânușa. M-am prins. Da, doctor, îmi cer scuze pentru această licoare. Hai, băiatul cu camerele, haide, mai sportiv, mai sportiv, să o vedem și pe doamna doctor, că nu știu oamenii unde a plecat în a doua zi de Paște, în loc să stea să le păzească bucătăriile și că nu, la dânsa acasă. Lasă-te, pe exact, frigidere. E cu bâta, așa se mănâncă, cu bâta pe masă. Bună și dimineața. Încă din frage de pruncie, bună dimineața. Ați avut această conduită de acasă? Să zicem că nu, dar totuși m-am convins că e mai bine de atunci să începem, așa că m-am hotărât astăzi să discutăm despre ce să mănânce micuții noștri în aceste zile de sărbătoare. Și așa i-am bulversat, i-am bulversat puțin. Ieri au fost multe deserturi pe masă, nu mă zic, nu mă zic. Exact, și să ne mai revenim puțin, pentru că ați văzut ce a spus doamna, tânăra și frumoasa doamnă, că imaginea contează. Da. Dar dacă vrei imagine, trebuie să mănânci sănătos, pentru că cele două sunt îngemănate. Bun, deci vorbim despre copii acum, dar dacă fură și părinții o idee, două, nu ne deranjează. Hai să începem cu plictiseala asta de aici. Păi pentru copii aceasta este fericirea supremă. Ce le place cel mai mult micuților noștri să mănânce? Păi cartoful, dar nu vor așa. Alege nu cartofi, așa. Da. Vor alege paste, vor alege orez. Da, și pâine. Noi părinții ce vrem să mănânce ei? Ca să fie sănătoși, să aibă vitamine, să crească frumos. Ce și mănâncă și capra? Păi vor să, noi părinții vrem să le introducem și legume. Și atunci da, noi facem o păcăleală. Adică amestecăm întotdeauna într-un fel cu cartofi, cu paste și cu orez și aceste legume. Mm-hmm. Spre exemplu, la pastele pe care ei le vor cere, bineînțeles, tragem în tigaie niște legume sau facem o salată și le putem amesteca pe toate într-un bol. Bun. Dacă montăm pe acolo și niște bucățele de carne ce ne-au rămas nouă de la mesele noastre copioase, totul este foarte echilibrat și cei mici simt că mănâncă paste. La fel se procedează și cu orezul și chiar și cu cartofii. Însă, dacă avem puțin mai mult timp la dispoziție, cu cartofii, cu brânza și cu ouăle putem să facem o plăcintă foarte bună cu cartofi, o budincă la cuptor. Micuții adoră budincile și dacă acolo sunt și cartofi, îi vom face total fericiți. Și nu sunt cartofi prăjiți. Și bineînțeles nu sunt cartofi prăjiți, dar ei nu trebuie să mai știe și lucrul acesta. Apoi trebuie să-i dăm gata cu aperitivele. Este un moment cheie, când ei sunt înfometați, se începe masa. Da. Dacă ai ceva cu formă de iepuraș, de mieluț sau niște aperitive care să le atragă lor atenția, ei cu siguranță vor mânca acele preparate. Spre exemplu, ouăle umplute se pot transforma în niște puișori extraordinar de drăguți. Păi da, dar ouăle umplute, dar umplute cum? Păi ouă umplute, poți grele? Să folosești și ton ca să faci ouă umplute și muștar ca să nu, ca să mai diluezi puțin încărcătura de grăsime. Maioneza. Da, și în felul acesta poți să construiești un puișor folosind lăbuțe, cioc, creastă, preparați din morcov, din felii de morcov. Da. V-aș arăta aici dacă aș avea la îndemână nu, niște ouă. Nu, lăsați-vă, punem de lucru la lucru treaba. Dar da, noastră, să vă ținem odihnită în perioada asta. Deci, și am înțeles, facem animăluțe ca să fie atractive pentru da, ei. Ouăle umplute se pot decora cel mai frumos și cel mai ușor sub diverse forme, numai bune de atras atenția celor mici și foarte mici. Că ai capul gata făcut, corpul, poți face om da, de zăpadă, animal. Animalele sunt cele mai la căutare, da, puișorii și iepurașii, pentru că sunt acum în sezon. Am adus mai fructe doar așa la mișto, să știți, că ele oricum trebuie să fie pe acolo. N-avem contraindicații. Să da, mănânce copilul și fructe. Pentru că el o să ceară și desert micuțul și atunci tu te prefaci că știi până vine desertul, până vine tortul din frigider, de la rece, uite, mai bine iei o portocală sau un fruct imediat după masă. Este cel mai bun moment în care poți să mănânci fructele pe post de desert. Uh-huh. Apetitul pentru dulciurile grele o să scadă cel mic dacă va lua poate o bomboană de acolo și atunci este parametri foarte buni, pentru că nu deci se exagerează. Deci l-ai reglat, e reglat, că oricum era o poftă păcălit nebună de dulce, am aminte când eram copil. Da, mai ales dacă se plictisește, că în casă sunt activități pentru cei mari și el nu are ce să facă și așa este e singur la părinți, ce și să facă? Și beții au poveștile lor și tu nu ai ce să faci, atunci mănânci. Tu zici că îi imiți și vrei să bei un suc. Atenție, nu este bine să țineți sucurile aproape de copii în aceste momente, mai pentru că de acolo sunt în culorile astea atât de atractive. Cu coloranți, cu îndulcitori, să nu mai spunem. Și da, asta ați văzut, ce miroase?
Da, zici că e fabrica de chimicale. Machiajul mămicii a fost un pic amestecat cu apă și s-a făcut un decor. Dar... Bun, atenție, noi venim dintr-o epocă în care, ca să nu fim acum mincinoși până la capăt, sigur că noi ne doream, dar nefiind multe opțiuni și deloc cantitate, n-aveam cum să exagerăm. Dar puteam să inventăm, de exemplu, puneam o linguriță de dulceață într-un pahar cu apă și făceam un suc mov, mă rog, diverse culori, roz, puneam sirop de trandafir și... Noi răbdam și când prindeam. Și răbdatul construiește caracterul, nu era rău deloc. Mă rog, să nu ne mai lăudăm pe noi, atâta să categoric, revenim la dar copii. Nici să nu reparăm prin abundența de pe masă cu dulciuri, da, sucuri și așa? Da, marea problemă în aceste zile sunt dulciurile pentru copii. Ei pot să mănânce de toate, însă să există o măsură la dulciuri și putem să facem acest lucru dacă nu le punem în vizorul copiilor și le ținem undeva la frigider, la rece și le mâncăm cu program, după masă. Dulciurile nu trebuie să fie la liber. Nu se trezește cel mic dimineață și spune vreau să mănânc cozonac cu lapte, pentru că aceea nu este o masă sănătoasă. Întâi trebuie să ai, să ciocnești un ou, să mănânci proteine, da, sănătoase și după în acest moment să ajungi la cozonac. Este foarte bine să punem deserturile după masă și apoi să-i trimitem afară la joacă. Să consume ce au mâncat. Sperăm că... Deci mi-a stea și cozonacul cu lapte. Cantitatea este foarte importantă. Alcoolul este interzis copiilor, bineînțeles, și cafeaua. Întrebat pentru copii. Ați întrebat pentru un copil mare, știu că unii rămânem așa. Și uite ce avem pe masă și în frigider. Avem legume. Cel mic o să se uite la aceste preparate și o să spună, nu, cei mici așa fac. Nu vreau. Corect. Nu-mi place. Și adesea și cei mari. Mai lăsați-mă că nu sunt vacă. Nu mai îmi dați atâta verdeață. Și atunci să știți că ciorbele sunt o modalitate excelentă să strecori toate aceste frunze de primăvară și să ajungă la cel mic. Ciorbițele sunt ceva așa, care seamănă și cu grădinița, au amintiri plăcute de acolo, pot fi consumate ca felul 2. Deci avem aperitivul cu ouă frumos ornate, avem o ciorbă în care punem și legume, neapărat, nu borș de miel, că poate fi prea gras pentru unii copii. O ciorbă cu legume. O ciorbă cu legume și o carne mai slabă. Și apoi când vine felul 3, ce ne dorim noi, adulții, drobul, friptura, stufatul de miel... Nu știu unde ați copilărit. La cel acasă. La ta bogăție, la noi sau prea la... Da? Deci cât noi băgăm lucrurile alea grele pe masă, el ce trebuie să facă? Tui. O burta plină, că e mai mică a lor. Că nu mai vor să mai mănânce nimic. Și noi am păcălit deja și le zicem, vine și tortul, vine. Dar deja am introdus ce vrem noi și ce am urmărit. Sigur că nu o să fim așa niște teroriști toată viața și că o să le mai dăm și zile libere și momente și dulciuri. Să nu creadă lumea acum că noi furăm copilăria și o înfundăm doar cu salate și cu ceapă verde. Însă, un pic de atenție este foarte importantă chiar și în aceste zile. Acum se poate face abuz de dulciuri și să ne gândim și la ouă, pentru că ei vor dori să ciocnească foarte mult. Și să le și mănânce, că dacă le-au ciocnit și au câștigat, să le mănânce. Da, bun. Un ou, două pe zi pot consuma, însă totuși împiedicăm abuzul, deși chiar și la un număr mai mare de ouă nu s-au descoperit nereguli sau, mă rog, nu s-a blocat știam nimic, noi că facem ochii galbeni dacă mâncăm prea mult. Da, doctor, mulțumim. Redenumesc rubrica de astăzi. Fente și șmecherii. Sau cum să fim părinți inteligenți și să-i mai fentăm pe amicii, că la urma urmei, dacă le lași totul la dispoziție, cum nu am avut noi, copiii evident că își fac treaba și sunt termite. Mulțumim, să ne vedem cu bine. Mare plăcere. Și acum, pentru rudele doamnei doctor și prietenii care probabil sunt deja la masă, la ora asta, eu atât am putut să o țin aici, am chemat-o și mai devreme. Atenție! Terminați tot ce... Păi iau cu mine ridichile, vin acum cu salata. Mâncați ridichile. Că vine doamna doctor să vă verifice. Vă duc. Vă face o glicemie scurt imediat să vedeți. Bucurați-vă și astăzi că lipsește de acasă. Luăm pauză, ne vedem.